Vedem un material scurtuleț montat impecabil de colegul nostru, Georgica. Las. Ce? Las. Nu, tu alor, dați că... Montat așa și așa de colegul Georgica. Vă rog. Neața cu Răzvan și Dani. De ce sunt pomii verzi? Ca să fie verzi. Pentru că ei, eu cred că ei sunt fericiți atunci. Păi sunt pomii verzi, că așa văd Dumnezeu. De ce să fie verzi? Păi de unde să știu de ce... De ce a vrut Dumnezeu să le facă, să facă verzi? Nu știu deloc. Când sunt triști, nu mai vor să ne mai facă fructe. Că familia lor a fost verde și după aia și el a fost verde. Și s-a avea mai mult verzi. Corect. Sunt verzi pentru că... Anotimpul e așa. Așa e anotimpul. Și dacă e toamnă, cum sunt? Galbene, maro, Rugini, roșii și portocalii. Bravo! Ce este muzica? Muzica este ceva pentru oameni care îi bucură. Și pentru animale, nu e? Pentru animale uneori da, uneori nu. Uneori, muzica îi deranjează un picuț la uz. Când te duci la un concert, sunt niște persoane care se duc și cântă pe scenă. Ca și Florin Salam. Când dă muzică la radio. Când dă muzică la radio? Niște sunet. Ce este injecția? Injecția este o înțepătură în mână sau în picior sau oriunde. Îți bagă un lichid să te facă să te simți bine, să-ți treacă toată boala. La asta o să dureze mult să răspund, pentru că injecția te înceapă tare. Ce e tristețea? Tristețea este un sentiment care, când ești trist, îți vine să plângi. Suntem un pic supărați pentru ceva anume. Când te jignește cineva sau te bate cineva, te dă cu capul de perete. Atunci ești trist? Da, atunci da. Nu ești nervos, ești trist? Da, trist. Este atunci când cineva te dezamăgește. Da. Dă-mi un caz. Tristețea este atunci când vin de la școală și... Am luat nota 1. În clasa 0? Da. Ce crezi tu că e tristețea? E atunci când... Plângi. De ce latră câinii? Câinii latră cum ar fi, de exemplu, să comunici cu cineva, doar că în limba lor. Aha, un limbaj al lor. Da. Și tu înțelegi? Nu. Câinii latră când vorbesc, când sunt supărați, când îi dai de mâncare. Așa e bine, el să latră. Ca și cum noi vorbim, ei latră. Ei nu ne înțeleg pe noi. Da? Și noi nu înțelegem pe ei. Pentru că ei așa vorbesc. Păi și vorbesc așa într-una? Nu. Ai zis că sunt câini care latră într-una. Pe cât să vorbești? Latră când vor să spună ceva omului. Cum ar fi? Cum ar fi să-l amenințe. Pe ce zice în gândul lui? Nu știu, pentru că nu gândesc ca un câine. Ce e iubirea? Iubirea este un sentiment. Dacă iubești pe cineva, simți că îți place de ea sau că îți place ceva la ea. Iubirea este atunci când un om și un câine se plac foarte tare. Este când te întâlnești cu cineva și îți place de acea persoană. Și atunci îți place de ea și te îndrăgostiți. Ai iubirea.
Dă-mi un exemplu. Atunci când... O iubești pe mami. Eu nu iubesc pentru ce îmi face. O iubesc pentru că e mămica mea. Am înțeles. Iubirea este atunci când... Îi face ceva lui mami și tata îmi face mie ceva. Ce zice mama când îl vede pe tata? Bun. Ce zice tata când o vede pe mama? Bun. Ce zice mama când îl vede pe tata? Mama zice, fă curățenie. Zice, du-te la magazin, cumpără ceapă. Zice, culcă-te, că mâine trebuie să te duci la muncă. Cu cine ai stat de vorbă? Ce zice tata când o vede pe mama? Zice, pregătește ciorba. Nu știu, pentru că nu trag urechea. Când faci ordine, de obicei e cam dezastru în casa mea.